venise la școala de șoferi? Asta a fost pasiunea mea. Ți-a plăcut de mic? De mic pasiunea și boala mea. Și cum ți s-a părut steagul ca mașină în școala de șoferi? Steagul a fost foarte bun, simplu. N-ai avut viteză, nu a fost cu viteză mare, n-ai avut mare viteză la el, ai mare. Cum avea frânile? Cum avea frânele? Frânele au fost și bune, frânele erau Bayer. Bayer, știu. Bayer. Avea frâne bune? Frâne Bayer, la camere de frânare, frânele de jos pălăria, Bayer. Cu lăcate de reglaj, erau frâne simple și foarte bune. Eficiente. Simplu și foarte bun. Și după ce ai terminat școala de șoferi, sau spune mai bine de practică, cum ai ajuns în practică, cum ai ajuns elevul lui tata, ajutorul de șoferul lui tata? Am ajuns ajutorul lui tata, foarte simplu, el a fost șofer la noi la Gris, m-am înțeles bine cu el și cu urmare am fost și consătenț, suntem consătenți, un an am venit la el în practică. Te-a acceptat? Pentru că el nu prea accepta. El m-a acceptat bucuros și am rămas în practică la el până am terminat 3 luni de practică. Ce mașină avea atunci? Avea un Buteagu nou, unul galben, galbenui, culoarea muștarului, așa cum va avea. Buteagu nou, faină Buteagu. Tata mi-a spus așa. Dintre toți ajutorii de șoferi pe care i-am avut, Mircea Neamț a fost cel mai bun și mai serios. I-am lăsat Buceagu să lucre cu el singur, deși era elev. M-am urcat sus pe cioacă și de acolo mă uitam să văd ce face. Și am văzut că e serios, că era prisme pânsat de piatră, să făcea drumul pânsat, și l-am lăsat să lucre liniștit. Și eu meream la vânătoare. Așa. Și cum te-ai descurcat cu Buceagu? Cum mergea? Mergea foarte bine, a fost Buceagu nou. N-ai avut probleme cu el. Și după ce ai terminat școala de șoferi, ce ai făcut? Școala de șoferi, a vrut tatătul să mă angajeze la coloană la Irta pe steag, cu bănișenii, și la urmă s-a băgat pe fir Cornel al Ușiobu. Și a rămas Cornel al Ușiobu pe steag, și m-am dus și m-am angajat la brigada la grijă mare pe un tractor. De care tractor a fost? Tractorul a fost 650, erau tractoare fără cabină, iar nu erau vinitit pe tractoarele cu cabină. Și cât ai lucrat acolo? Am lucrat din 7 ianuarie, 67, până în 18 februarie, 68. Când am plecat militar. Și în armată ai fost șofer? În armată am fost șofer, am avut un zil. De care zil? Zil cu 3 diferențiale, pe simplu. Zil 157, cu roți mari. Așa a fost. Și de acolo mă trimit la Roma, la școala de tractoriști, ATL-uri și ATS-uri. Într-o tractoare de artilerie? De artilerie care tractau pășinile erau. Care tratau tunurile anteriană, tunurile de anteriană, calibru 57. De fapt, o buziere. Și acolo am plecat în 23 august, 80... Când s-a băgat rușii, Cioslovacia, în 68, 23 august, 68, mi-au trimis forțat la unitate. Dar carnetul niciodată, carnetul de ateliuri. De acolo am plecat în, adică am plecat, am făcut o alarmă reală și am plecat în Teleorman, la Sirius și Glumești, din 23 august până în 27 noiembrie, am stat pe poziție. Cu zilul? Cu zilul. Spune-mi cum a mers zilul, cum mergeau? Zilul mi-a mers foarte bine, a fost zilul. Mașină militară, ca și nouă, n-aia a fost uzată, nu nimic. Era camion? Camion carosat, pe el aveam un grup de dădea curent la stațiile de anteriană. Pe grup, ăsta era grupul pe mașină. Un grup. Și atunci am venit de acolo,
am venit înapoi și în 69 am fost la mare, la capul Midea ne-au dus. Tot în aplicație? Tot, la tragere. Și tot cu Zilu? Tot cu Zilu. Mai am dus vagonabil. L-am suit pe vagon și vagonabil până în capul Midea. Și cum mergea la drum? Fugea? Nu fugea? Nu fugea. Moale, puturos. Și în 69 m-a liberat. Și când ai venit din armată? Am venit armată, m-am angajat iară la SMT-ul la Agrișul Mare până în 70. În 70, primă, în aprilie, primăvara, am venit la cooperativă la tânăr contractor nou. La, în 650, nu? Și am stat până în 72. Deci 2 ani de zile. În 72 am plecat la un MTCF-ul pe un bucial. Spune-mi, la Târnova a fost un Carpaț militar, un SR-132. Era venit pe vremea aceea la cooperație? Sau mai târziu a venit? Pe care a lucrat Petru Lutuț. Mai târziu. Când eram la IMTF-ul eu. Uh-huh. Spune-mi, cum a fost plecarea de la cooperație la IMTF-ul? Să fie foarte simplu. Am avut un prieten care m-a solicitat să vin la ei, șeful de coloană de la Târnova. Automat am plecat. M-am scobărât de pe tractor și m-am suit pe mașină. Seara am lăsat tractorul la cooperativă și dimineața m-am dus și am luat mașina la IMTF. De unde ai luat-o? Din Boxic, de la coloană? De la coloană de Boxic. Și a cui a fost mașina? Mașina a fost al unui MTCF-ul, la coloană de Boxic. Carosat? Carosat. Și am lucrat la fabrică la Pâncota vreo 3 luni cu ea. Și pe urmă? Pe urmă am pus rolul pe ea. Dacă și ea jos, am pus rolul pe ea. Din ce considerent era schimbat? Aveau nevoie de peridocuri, de trolii? Aveau nevoie de trolii, de peridocuri la pădure. Și au venit o mașină nouă care o mărs oprea pe ea. La fabrică. Am înțeles. Deci, practic, oprea cu buceagul a mers la fabrică în locul dumetale. În locul meu. Și cum ți s-a părut troliu ca buceagul, ca și cu peridoc, cu troliu după el, la pădure? A fost mai greu până ce ai obișnuit. După ce ai obișnuit, n-ai mai avut probleme. Erau rezistente buceagurile? Foarte rezistente erau, mă. Erau frânile, mă, de fixoasele ale, că oricum erau filindri, ori să nu se spăteau, să frecau pe niva conductele și era mai rău, mă. Fost norocul care morșile aveau frână pe aer. Și ținea peridocul. Era, dacă în caz pomnea vreo pe mașină, ținea remorca. Și buceagul a fost nou? Au avut 20 ceva de kilometri. 20 de mii. Din nou. 20 de mii de kilometri, nu? 20 de mii de kilometri. Aproape nu, rodajul făcut, nici rodajul, poate. Cam așa se a fost. A fost buceagul ăla alb. Alb, buceagul, culoarea omântului. Da, mi-aduc aminte de el, eram copil. Și cât ai lucrat pe el? 6 ani. 5-6 ani, 6-7 ani, cam așa, 6-7 ani. Pe urmă am luat SRD-ul de la Moșoi Ilie, de la cumnatul Groza, cum l-o chema, Moșoi. De la Hășmaș? De la Hășmaș. Și SRD-ul a fost nou sau...? SRD-ul nu a fost nou, SRD-ul a fost de vreo ani de zile, o an jumătate venit din nou. 29-3-3-7-2. Cam așa a fost. Da. Era gri, da. Era cabina gri și ei, restul era portocaliu. Da. Și cum ți s-a părut ca diferență între buceag și SRD-ul? Mai puturos. SRD-ul? Puturos față de buceag. A fost econom, că era motorina ieftină, nimeni nu se demana, mai era mai puturos. Nu se demara așa, e mai mare, mai puturos. Rămâneai potmolit cu el? Rămâneai, dacă nu aveai grijă imediat. Și cu buceagul? Buceagul nu rămâneai, buceagul era nervos, un adaua. Când îl călcai, zbura de să ține buceagul. Și de unde cărai lemne mai mult? Sau de păstătot? Păstătot, nadă,
La Grișul Mare, Alinian, asta e locul. De pe Higiș? Și pe Higiș. Drumul de Higiș, prima mașină, eu am fost care am început forestierul pe Higiș. Cu Peridoc, cu troliu? Peridoc, da. Și la Nadeș? De peste tot? La Nadeș, peste tot, pe Tăiche Băiere. Cum era dimineața cu pornirea la Buciag? Buciag era simplu pornire, numai la Seredeu era mereu iarna. Ai avut și o răsturnare cu un peridoc, nu știu cu care dintre ele, cu SRD-ul? Cu SRD-ul. Unde? La Nadeș, pe Cimerlea. Cum s-a întâmplat? S-a dus conservul cu mine. Și s-a dus toată mașina sau? Nu s-a dus, numai toată mașina s-a dus, adică numai partea stângă, numai ușa m-a dușit-o din partea stângă mea. S-a dus conservul. Și trebuie să schimb cabina, nu? Nu, nu am avut ușa. Dar nici ușa n-am schimbat, am îndreptat. Deci s-a lăsat drumul? S-a lăsat drumul și s-a dus pe lungă. Dacă era ușa închisă, nu s-a întâmplat nimic. M-a fost ușa deschisă.